Bună dimineața! Am avut o săptămână atât de interesantă, nu-i așa? Mai ales acea conjuncție Venus-Marte, care încă se mai resimte ea puțin așa. Sper că te-ai uitat la emisiunea despre această conjuncție. Dacă nu te-ai uitat, o poți urmări că încă se resimte. Astăzi, 16 iulie, nu există un aspect, însă avem mâine o opoziție între Soare și Pluto. Eu când zic de aspect concret, mă refer la orb. La grad și minut, minut, să zic așa. Însă, chiar dacă la grad și minut se petrece mâine, încă resimțim de astăzi. Ce se întâmplă? Soarele, partea conștientă de noi și Pluto. Partea de putere, de transformare. Și când ele două sunt în opoziție, vom avea senzația, depinde în ce rol ne pune. Că atunci când vorbim de opoziție, tot timpul eu pot fi și Soarele, eu pot fi și Pluto. Când eu sunt Soarele, o să am impresia că ceilalți încearcă să mă manipuleze. Și voi întâlni oameni care vor încerca să mă manipuleze. Când eu sunt Pluto, voi avea de-a face cu oameni care mi se par slabi, puternici și cu care aș vrea să mă joc. Să ne înțelegem, să văd eu ce pot ei să facă și cum pot ei juca în fața mea. Deci avem o poziție asta și încă avem Soarele în Rac și Pluto în Capricorn. Bineînțeles că este o luptă de putere între siguranța mea, siguranța ta sau nevoia de a mai lăsa emoțiile la o parte și să fii om matur, serios, să vezi ce faci cu asta, nu cu hi-hi-hi, mămica, tăticu și alte chestii. Vedeți zilele acestea să nu vă simțiți forțați, să ar putea să vă aveți feelingul acesta, sentimentul acesta că, doamne, vă forțează lumea, vă obligă lumea, vă manipulează lumea. Dar dacă nu înseamnă că dacă vă manipulează și trebuie să vă manipuleze, adică această opoziție ne face să ne victimizăm, să ne înțelegem. Uite, uite ce vrea să-mi facă, uite ce vrea să-mi facă, uite, uite, vrea să manipulez, vrea să mă testez, vrea să mă joace. Sigur are un interes ascuns acolo. Nu e chiar așa. Că asta ne testează nouă vulnerabilitatea și slăbiciunea. Că de fapt asta face Pluto. Ia să văd eu cât de slab ești tu. Și printre rânduri, cine știe zilele acestea, pentru că tot weekendul este influențat de acest aspect, ce am putea face noi dacă stăm? O să credem că părinții vor să ne forțeze mâna cu ceva. Știți cum e? Soarele în Rac se mai pricepe la un lucru. Șantaj emoțional. Este... Oamenii care au Rac în astrogramă, nu zic neapărat într-un mod negativ, dar ei, ca să obțină lucruri de la oamenii dragi, efectiv îi șantajează emoțional. Că nu mă mai iubești, că pe mine nu mă mai... Din astea, știți? Cred că le știți foarte bine. Părinții le fac astea foarte bine, indiferent că sunt rari sau nu, sau că au Rac în astrogramă sau nu. Și opoziția aceasta ne vom simți forțați să schimbăm programul, să schimbăm treburile gospodărești, să facem noi mai mult decât alții și ei să nu facă și găsesc tot felul de motive. Și ne apropiem, să știți, de intrarea lui Lilith în Gemeni la sfârșitul săptămânii. Dar despre asta o emisiune specială, cu totul și cu totul altceva, că merită o emisiune intrarea lui Lilith în Gemeni. A fost până în Taur. Dacă n-ai văzut emisiunea cu Lilith în Taur, o poți căuta pe canalul nostru de YouTube. A fost o emisiune foarte urmărită, ceea ce m-a făcut să-mi dau seama că interesul românilor pentru Lilith este uriaș. Asta și pentru că e văzută total greșit ce anapoda din perspectiva mea și am adus o altă perspectivă, dar chiar și așa nu m-aș fi gândit ca oamenii să privească emisiunea despre Lilith așa. Adică cred că este cea mai urmărită emisiunea mea despre Lilith în Taurie. Nu mi-a venit să cred cât interes există acolo, deci o să existe și o emisiune despre Lilith în Gemeni, unde se va schimba puțin axa de obsesie și de detașare. O să vedeți imediat, o să vedeți emisiunea respectivă pe canalul nostru de YouTube. Haideți să vorbim puțin despre fiecare dintre noi, cum se manifestă acest weekend, nu doar astăzi, dar și mâine și poimâine, și cu, dar fiind faptul că avem aceste două aspecte, avem mâine opoziția între Soare și Pluto și până la sfârșitul săptămânii Lilith, care intră în Gemeni, mai exact pe 18 iulie. Bun! Ne uităm atât la zodie cât și la ascendent, facem un mixaj între cele două, mapăm de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața noastră, să nu uităm că aici sunt doar niște recomandări, nimeni nu este buricul pământului și este decizia voastră dacă le urmăriți, dacă le urmați sau dacă nu faceți asta. Să începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Astăzi vei simți... Chiar vei simți ce spuneam eu, poziția dintre Soare și Pluto. Parcă cineva vrea să te facă să iei decizii pe care tu nu ți le dorești. Tu vrei să te mai mult acasă, tu vrei să stai cu familia, tu vrei să faci alte chestii. Dar undeva, ori la serviciu, ori la școală, parcă îi strică ție toate apele. Dintr-o dată planurile ți se duc. Nu înseamnă că ți se duc, dar te și frustrează foarte mult pe dinăuntru că alți oameni li se pare că li se cuvine ceva din viața ta. O să ai tendința asta non-stop. Și cu intrarea lui Lilith
în gemeni se termină o perioadă financiară destul de importantă pentru tine, nu înseamnă că se termină totul, și la modul că va trebui să iese Lilith de acolo, parcă nu mai ai atâtea frici legate de bani, dar Lilith va intra în gemeni și să te ții ce o să vorbești și ce o să spui pe urmă și nu o să-ți mai pese. Cu Lilith în gemeni, și apropo de asta, dați-mi faptul că sunt berbec, să vedeți emisiuni de acum acolo cum vor fi. Abia aștept. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Discuțiile pe care le porți zilele acestea, soarele fiind în casa a treia cu Pluto, chiar te simți limitat. Chiar simți că oamenii fac pe superiorii cu tine, chiar simți că se dau pe deștepții și chestia asta o să te enervezi, dar ei n-au nimic cu tine, ci trebuie să dai seama ce dinăuntrul tău trezesc cu oamenii aia, astfel încât să știi să nu mai fie la fel de trezit pe viitor și din cauza faptului că te simți tu obligat să faci niște chestii, s-ar putea să mai ai niște replici pe aici pe acolo. Lilith va intra în gemeni în curând și pe tine te va pune puțin pe jar din punct de vedere financiar. Discutăm noi. Trecem la gemeni sau cei cu ascendentul în gemeni. Să știți că eu mă bucur că Lilith intră în semnul vostru. Da! Toți cei care au marcaj de gemeni vor avea niște luni foarte faine cu Lilith în semnul vostru. De ce? Pentru că voi oricum sunteți destul de rațional, dar Lilith vă rupe și ultima fărâmă de a simți în anumite momente și să vă țineți. Și să vă țineți că Lilith o să vă provoace și o să vă facă să faceți chestii pe care nu v-ați fi gândit niciodată că o să le faceți. Să nu spuneți mie pe nume. O să vedeți voi în următoarele luni. Asta unul la mână, doi la mână. Soarele la voi este în casa a doua, soarele în rac cu Pluton în casa a opta, ceea ce înseamnă că s-ar putea să aveți senzația că vă obligă oamenii să faceți niște cheltuieli. Sau dacă mergeți cu niște persoane la piață să vă gândiți voi așa, dar nu știa, las că mai bine plătesc eu, dar eu te pun și aia, și aia, și aia. Și când mergeți la casă, zici, plătiți voi și o să vă supărați pe ea, că n-ați fost în stare să le ziceți ce să cumpere și cum să cumpere. Ia gândiți-vă ce apare înăuntru vostru și de ce. Pentru că are legătură cu banii, bineînțeles. Și când e cu banii, e greu cu banii. Să mergem la rar sau cei cu ascendentul în rac. Soarele în semnul vostru, Pluto, voi veți încerca să-i șantajați emoțional pe toți în acest weekend. De ce? Pentru că altfel nu puteți obține lucruri. Vă sunați copiii, spune-le într-un fel, le faceți pe plac gândindu-vă că poate așa le atrageți afecțiunea, iubirea mai mult, le gătiți într-un fel, le sunați într-un fel, le vorbiți într-un fel, vă plângeți pe acolo, nu zic că nu, poate nu-și treceți prin momente grele, dar o să aveți această tendință uimitoare. După care gândiți-vă că Lila voi va intra în casa 12-a, ceea ce va readuce la fileu nevoia de a avea grijă de sănătate, de a vă face analize, de a vă verifica. Trecem la lei sau cei cu ascendentul în leu. Cel mai important lucru pentru voi în acest weekend este izolare. Da, pentru că soarele în casa 12 face opoziția cu Pluto și cu cât ieșiți de acolo din culcușul vostru, cu atât o să vă întâlniți cu prostia omenească, că n-avem ce să facem, se întâmplă. Și o să vă enervați mai mult și o să vă supărați, mai ales că aveți Venus Marte în semnul vostru. Mai bine faceți niște sport, faceți chestii singuri. Da, cât se poate, că dacă sunteți într-o relație, într-o familie și vă puteți găsi și atunci o jumătate de oră. Nu-mi spuneți voi mie că nu se poate, că se poate. Dacă vă doriți o jumătate de oră să faceți o plimbare în jurul blocului, în jurul curții, până la magazin și înapoi. Dar nu e o plimbare doar că vă duceți la magazin să cumpărați de roci, e o plimbare în care simțiți că sunteți singuri și vă mai puneți ordine în gânduri. Singurătatea e foarte importantă pentru voi. Nu înseamnă că nu trăiești și cu ceilalți, dar aveți nevoie de niște momente. Deci la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. V-aș recomanda, dacă aveți planuri făcute cu prietenii, să-i sunați diseară. Sau mâine dimineață, să-i întrebați, rămâne așa? Ne vedem la ora aia? Ne vedem acolo? Sau au mai apărut schimbări? Așteptați-vă la schimbări. Și s-ar putea să auziți de niște schimbări care nu au fost comunicate, oamenii din jur crezând că lasă, domnule, lasă, că nu e nimic, nu se supără, trecem peste, ce mare pagubă că nu mai facem la ora aia, facem la altă oră. Nu e chiar așa. Trecem la balanță sau cei cu ascendentul în balanță. Ce avem aici? Avem în primul rând un soare în casa a 10-a. Bineînțeles, disputele de la locul de muncă pot părea mai mari decât este cazul, dar nu trebuie să vă speriați și să ziceți, ah, ce mi-a zis, ah, ce mi-a făcut. Vă provoacă, dar nici nu faceți nimic. Rămâneți acolo. Nu îndrăzniți să spuneți, pentru că voi aveți pe Pluto în casa a 4-a și parcă ați ține totul cu dinții. Nu știu cum să vă spun, nu ați schimbat nimic. La soarele în casa zice, hai mă, mai schimbă-te, Doamne, iartă-mă, hai să te mai scoatem de acolo. Pluto zice, nu.
Deci aveți grijă astăzi cum vă certați cu oamenii cu autoritate. Când zic oamenii cu autoritate, pot fi șefi, pot fi profesori, pot fi chiar și părinți sau parteneri. Deci nu. Iar Lili la voi va intra în casa noua. Lupte pentru dreptate, ce vor veni. Abia le aștept eu pentru voi, da, apoi voi pentru voi. Deci la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Drumurile sunt complicate zilele acestea. Orice drum. Că mergeți cu metrou, că mergeți cu mașina, că mergeți cu autocarul, că mergeți cu avionul, că totul e... Totul vă zgândăre așa. Și toate discuțiile vă zgândăre. Și, și voi vă veți întâlni cu foarte multă prostie zilele acestea, pentru că orice ați încercat să le spuneți oamenilor, orice ați încercat să le demonstrați, orice argumente logice le-ați aduce, o să vă loviți de limitele minții umane. Oamenii respectiv, atâta pot. Nu înseamnă că na. Efectiv, atâta pot. Nu trebuie să vă enervați, să vă supărați. Și să știți că la voi Lilith intră în casa 8-a. Aici va fi foarte interesant pentru voi, pe zona de casa 8-a, pentru voi fiind foarte sensibilă, având legătură, bineînțeles, cu zona de sexualitate, de intimitate, dar și de bani. Și s-ar putea să apară și niște blocaje aici, dar discutăm pe viitor. Trecem la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător. Cheltuielile pe care le faceți cu alte persoane, adică nu doar cheltuielile din buzunarul vostru, pentru ele trebuie să negociați mult. La modul, mergem acolo, dar dai și tu, dau și eu. Nu încercați să dea unul mai mult sau unul mai puțin, că o să vă supărați și o să vă enervați și o să, toată ziua o să stați îmbufunat. Și seara când mergeți acasă, dar ce-i? Păi dacă i-am dat mai mulți bani, care ești tu? Adică și alții au dat mai puțin, dar n-am consumat atât de mult, care ești tu? Dar n-am făcut atât de mult, care ești tu? Și nu înțeleg de ce a trebuit să plătesc eu mai mulți bani. Asta că n-ați putut să spuneți lucrurile acestea. Și să ne uităm de faptul că Lilith va intra în casa 7-a și s-ar putea să apară acolo în casa 7-a, casa relațiilor. Pregătiți-vă deja de niște momente destul de nu neplăcute la modul cel mai grav, dar discuții, analize, critici din astea care se întâmplă în orice cuplu, în orice zi. Să trecem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Partenerul are influența asupra voastră, da. Și cu cât zilele acestea încercați să-l convingeți de ceva, cu atât nu o să vă iasă. Deci vedeți în ce lupte vă investiți energia, vedeți ce lupte vă alegeți zilele acestea. Și astăzi la serviciu, dar și în weekend. Depinde de voi să vă alegeți. Mă cer și cu vecina, vă certați între ghilimele, gen mă contrazici cu vecina, mă contrazici cu verișorii și cu prietenul și cu, sau doar cu partenerul. Că dacă vă risipiți energia, nu bun. Alegeți-vă, domnule, partenerul, părintele și atât și restul ducă-se. Lilith va intra la voi în casa 6-a serviciului. Și cum spun eu de fiecare dată că Lilith, nu putem vorbi de Lilith fără tranzitul lui Priap, care este în casa 12-a, înseamnă că trebuie să vă schimbați puțin modul de muncă, astfel încât să nu vă dăuneze sănătății. Vorbim în emisiunea despre ei. Trecem la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător. Domnule, treburile gospodărești pe care le aveți și pe care trebuie să le faceți cu partenerul. Acolo e de negociat. Ce faci tu, ce fac eu? Să nu rămână senzația că unul face mai mult ca celălalt sau unul face mai puțin sau că unul a fost manipulat. Ce vă spuneam la începutul emisiunii? Asta unul la mână, doi la mână, gândiți-vă că Lilith va intra în casa 5-a și exprimarea de sine va deveni importantă. Și când zic exprimarea de sine, mă gândesc și la serviciu și când întâlniți persoane, când ieșiți la un eveniment, aveți nevoie de mult aer. O să fiți obsedați de mult aer. Și nu aer pentru că pandemie, coronavirus, dar o să vreți mult, mult aer cu Lilith în Gemeni. Trecem la pești sau cei cu ascendentul în pești. Relația cu copiii, trebuie să negociați cu ei. Dacă nu sunt copii, persoanele cu care ieșiți în oraș, care vă plac, cu care vă scrieți, cu care vă râdeți, cu care vă hliziți, hi-hi-hi, ha-ha-ha. Bineînțeles, și Lilith se apropie de casa a patra, ceea ce înseamnă că mutările, schimbările de domiciliu, chiria, tot ce ține de locul în care locuiți, vor apărea momente provocatoare inițial, să ne înțelegem. Deja bănuiți probabil că se întâmplă niște chestii, că trebuie să vă mutați, trebuie să plecați, trebuie să vă întoarceți așa. Pe moment vă stâcă și vă enervează, dar acele momente de fapt vă duc într-o altă zonă pentru voi. Adică vă arată că voi chiar aveți putere și curaj să faceți niște chestii la care altădată nu v-ați fi gândit. Vă doresc să aveți un weekend cât mai liniștit și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare.